Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În acest an, majoritatea oamenilor politici se ocupă mai mult de partea aceasta electorală. Dar să nu uităm că primarii în funcție trebuie să se preocupe mai mult de proiectele pe care le au în derulare, de viziunea pe care au, cu care au pornit, de fapt, în urmă cu 4, 8 sau poate chiar mai mulți ani, atunci când au devenit primari mulți dintre ei. Oamenii sunt cei care ar trebui să conteze cel mai mult pentru acești edili, dar mai sunt și excepții, bineînțeles. Astăzi nu vorbim despre aceste excepții, astăzi vorbim despre poate cei mai importanți piloni ai unei societăți. Educație, sănătate, sport, pentru că trebuie să recunoaștem, contează foarte mult, și despre viziunea pe care edilul din Vața de Jos o are pe termen lung pentru dezvoltarea comunității de aici. Așadar, astăzi alături de mine este domnul Liviu Ioan Lință, primarul comunei Vața de Jos. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! 2024, un an complicat din punct de vedere politic în primul rând, pentru că vedem deja sunt foarte multe mișcări, mutări pe această scenă a politicului, dar, cum spuneam, pentru dumneavoastră, primarii în funcție, este probabil, sau asta o să-mi spuneți dumneavoastră, dacă se așează cam pe același nivel sau nu, partea aceasta electorală cu proiectele pe care le aveți, proiecte pentru care ați depus un efort considerabil, nu doar dumneavoastră, ci și echipa pe care o aveți alături, pentru că în zilele noastre vorbim despre dezvoltare, vorbim despre confortul oamenilor, pentru că dacă până în urmă cu, nu știu, 10 ani, cu toții ne doream drumuri asfaltate, apă, canalizare, acum pretențiile oamenilor, să spunem, cred că sunt mai mari și vine cumva pe umerii dumneavoastră această greutate de a le oferi toate cele necesare și, dacă se poate, într-un timp cât mai scurt, bineînțeles. Da, principalul meu obiectiv a fost, de când am preluat mandatul pentru a dezvolta comuna și satele din comuna Vața de Jos. De aceea am încercat să aduc cât mai multe proiecte pentru a ne dezvolta pe un termen lung, pentru că, după cum bine știți, Comuna Vața de Jos a fost o stațiune renumită. Acum suntem o stațiune de interes local, avem peste 150 de locuri de cazare la Vața de Jos. Ne bucurăm că în această perioadă, de când am venit eu primar, am făcut toate demersurile și am reușit să oarecum să înleznim vânzarea stațiunii către un operator de la noi din România, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că acest operator gândește și vrea să pună cât mai mult bază pe ce se produce în comuna noastră și să-i ajutăm cât mai mult și pe producătorii locali. De aceea am încercat să facem toate demersurile pentru a-i pune pe cetățenii care produc câte ceva în legătură cu cei de la stațiunea Vața de Jos și numai și cu ceilalți operatori de turism din comuna noastră. Au fost deschiși oamenii către această provocare, să spunem, pe care le-ați lansat-o? Oarecum au fost deschiși, deși oamenii, să știți că au rămas cu un pic cu ce înseamnă o cooperativă, o asociază mai mult cu un fost CAP, o să zic, sau așa, au fost un pic destul de reticenți și n-au înțeles de la bun început scopul acestei asociări, pentru că doar așa pot să-și vândă produsele cât mai bine și cât mai scump și să asigure o producție ca cei de la stațiune să poată să valorifice marfa din locarile proprii ale celor care încă produc legume, fructe, miere. Sunt mulți producători aici în zonă, producători care, iată, pun pe masa turiștilor, care nu sunt deloc puțini
de când s-a redeschis această stațiune. Sunt convinsă că mulți își doresc să mănânce produse cât mai naturale. A devenit cumva un trend sau a redevenit un trend acesta de a consuma produse ecologice, produse direct din grădina omului, cum se spune, sau din mâinile oamenilor care muncesc cu atât da, de multă sunt, trudă. Sunt mulți care produc, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că trebuie să luăm produse de la cei care sunt autorizați să facă aceste produse. Nu putem să luăm de la ceilalți care, deși produc... Poate asta încurajează pe cei care da, eu cred că, au vrut să se asocieze. Cred că lucrul acesta pe termen lung va fi benefic pentru comuna noastră și, deși e un an greu electoral, din punctul meu de vedere... Eu încerc să-mi fac treaba și mai puțin partea asta cu partea politică, pentru că mă interesează să duc proiectele la bun sfârșit, mă interesează să fac ceva pentru cetățenii comune și oarecum asta este principala mea grijă. Partea politică, bineînțeles, că și ea contează și eu cred că în acești 4 ani de zile am demonstrat că am făcut ceva pentru comună și o să fac în continuare. Pentru că pe lângă stațiunea Vață de Jos am promovat sportul în comună, Vață de Jos, avem un club de fotbal, Ponorul Vața, unde avem peste 60 de copii care fac un fotbal, avem peste 40 de copii care fac karate, kyokushin. Și avem acum recent un club de off-road la Vață de Jos, care are sediul la Vață de Jos și care face pentru copii karting. Ceea ce pentru o comună ne oferă foarte multe posibilități, adică noi încercăm să asigurăm un trai cât mai bun pentru copiii noștri, să le oferim cât mai multe pentru ca să nu simtă diferența între ceea ce înseamnă rural și ceea ce înseamnă viața la oraș. Și cred că ați reușit acest lucru, dat fiind faptul că deja aveți foarte mulți copii care sunt înscriși aici la acest club. Probabil o foarte mare importanță are și investițiile de fapt pe care le-ați făcut în sport. Mă gândesc că vorbim aici poate și de o bază sportivă, de terenuri de sport unde copiii își pot desfășura activitatea. Da, am încercat și am și renovat baza sportivă de la Clubul Sportiv Ponorul Vața. Suntem în continuare preocupați de a le oferi toate condițiile copiilor care fac fotbal, cei care fac karate. Deci încă mai aveți idei de a îmbunătăți. Bineînțeles, tot timpul este câte ceva de făcut pentru copiii noștri și pentru că să știți că au avut și rezultate. Eu am rămas foarte surprins de ei că au fost la multe competiții și au venit câștigători. Ce contează foarte mult pentru și pentru ei și pentru da, dumneavoastră până pentru la urmă, ei, pentru că părinți. Nu faceți aceste investiții în zadar. Exact. Noi în fiecare an dăm câte o sumă de bani clubului sportiv Ponorul Vața, celor de la karate, celor de la off-road. Încercăm cât putem să-i ajutăm, pentru că până la urmă, ajutându-i pe ei, ne ajutăm pe noi, pentru că automat ei se ocupă de copii și le oferă diferite activități foarte importante, pentru că vedeți, în ultima perioadă foarte mulți copii au multe gadgeturi, au telefoane, au calculatoare și atunci oferindu-le altceva, îi înveți să facă și altceva, să facă un sport, să facă, nu toți vor face performanță, dar important nici este să facă un sport. Facă nu exact. Dorim, adică nu doresc să facă performanță, da. Categoric, dar, doar că nu este obligatoriu, important este și mai important să aibă activitate fizică. Să aibă activitate fizică și să crească sănătos, că asta și e cel mai important. Sportul educă până la urmă și acesta este un mod de a educa pe cei mici și este cu atât mai important cu cât în zilele noastre vedem foarte multe persoane, foarte mulți tineri care aleg alte căi, din păcate. Mă refer aici la droguri, mă refer aici la violență și acestea au devenit cumva fenomene care s-au tot extins și în județul Hunedoara, lucru declarat și de către inspectorul general școlar al județului Hunedoara. Sunt multe probleme din acest punct de vedere, unde mai punem că și anturajul uneori joacă un rol extrem de important, dar dacă acești copii își canalizează și sunt îndrumați, bineînțeles, de către profesorilor, părinți, chiar și de către administrația locală, să fac
facă un sport, să practice până la urmă orice își doresc ei, fie că vorbim de fotbal, karate sau un alt sport, acest lucru poate să-i chiar să-i îndrepte pe unii dintre ei și să-i ajute în viață. Da, asta ne dorim și noi, să le oferim copiilor cât mai multe activități, să-i învățăm, să-i educăm, să-i învățăm să fie o echipă, pentru că vă dați seama că atunci când ești într-o echipă, trebuie să înțelegi că lucrurile trebuie să meargă în echipă ca și peste tot, pentru că dacă nu mergi într-o echipă, nu poți să progresezi. Adică eu mă refer și la faptul că și noi în primărie suntem o echipă, pentru că e foarte important să colaborezi cu toți și să pună fiecare umărul sau fiecare să-și pună mintea la contribuție. Nu doar eu, că eu sunt primar și eu trebuie să asta. Nu, îl ascult pe fiecare, iau de la fiecare ce cred că e bun și cred că foarte multe idei vin și de la colegii mei, nu neapărat de la mine, dar important e cineva să le pună în practică, pentru că dacă nu punem în practică, degeaba gândim să facem lucruri bune. Noi am încercat din 2022 să promovăm cât mai mult produsele locale, am încercat să facem câteva activități cu Vața se pregătește de oaspeți, am avut un festival al toamnei de 2 ani consecutiv unde am avut invitat pe Mircea Dinescu. Anul acesta am avut invitat și la Vața de Jos pe Charlie Otley, da? Un mare fan al României și cred că nu doar ei ar trebui să promoveze comunele și satele din România, cred că și dumneavoastră ați putea să faceți acest lucru, să faceți emisiuni la țară, să vedeți ce înseamnă viața la țară, să învățăm pe oameni să crească și sănătos, să învețe ce înseamnă să trăiești și la țară, pentru că nu e o mare diferență a trăi la țară, pentru că în ziua de astăzi, vă gândiți, cum a spus și dumneavoastră la început de emisiunii, avem aproape toate condițiile, adică noi suntem cu proiectul de gaz implementat peste 50%. Anul acesta sperăm că îl vom finaliza. Avem apă canal, avem în apă. În toate localitățile sau mai sunt unele sate, să spunem, în care nu gazul, gazul avem în toate localitățile. Chiar sus, la munte, în toate casele, avem 1600 de branșamente la gaz. Un avem proiect destul de consistent financiar, să spun așa. Da, este un proiect mare, un proiect de aproape 11 milioane de euro, ceea ce contează pentru Comuna Vața de Jos. Când va fi? Când preconizați cel puțin că va fi finalizat acest proiect? Un proiect pentru care mulți primari din județul Hunedoara au luptat destul de puternic pentru a-l câștiga. Nu toți au avut noroc, dar vă numărați printre cei care au reușit să câștige și iată să și implementeze aproape sau în jur de 50% deja din acest proiect. Da, și celelalte comune din jurul nostru suntem într-o asociație de fapt cu primăria de la Baia de Criș și cu primăria de la Ribița, cu comunele respective pentru acest proiect și dânsii sunt tot așa ca și noi într-o fază destul de avansată. Pe când ar trebui să fie finalizat? Noi sperăm ca anul acesta să-l finalizăm. Va mai dura un pic, probabil până se va construi și magistrala de gaz care aduce gazul principal la Baia de Criș și după aceea la Vața de Jos. În ceea ce privește acest proiect, cetățenii, oamenii vor fi nevoiți să suporte partea aceea de branșament, nu? De la poartă în casă sau cum? Da, oamenii vor face partea lor de la poartă și până în casă, pentru că noi vom monta inclusiv ceasurile și sunt incluse în acest proiect. Da, sunt incluse în acest proiect. Îi veți ajuta pe oameni să... Am mai discutat și cu alți primari și îmi spuneau că vor găsi cumva o modalitate de a identifica poate o firmă sau o companie care să se ocupe de toți locuitorii pentru a le fi și lor mult mai ușor. Mă gândesc că poate sunt unii cetățeni mai în vârstă care nu știu ce trebuie să facă, unde trebuie să meargă pentru a discuta cu astfel de companii. Bineînțeles că noi vom încerca să ajutăm pe cetățeni și chiar vom încerca să vedem și cu proiectele cei care nu au chiar venituri suficiente să încercăm să-i ajutăm oarecum
să și plătească în câțiva ani de zile proiectele respective, probabil că vom subvenționa noi din fondurile proprii să putem să ajutăm pe cetățeni. Deci vă gândiți și la această variantă de a găsi resursele financiare necesare? Da, ne gândim că până la urmă îi ajutăm pe cetățeni. Aia e important pentru noi, să ajutăm pe cetățeni, pentru că de aia suntem puși acolo să ajutăm pe cetățeni. Pentru noi contează foarte mult cetățeanul de rând și asta este lucrul cel mai important. În ceea ce privește apa, canalizarea, aici ați reușit să extindeți poate rețelele, mai aveți încă de lucru, știind că totuși este o comună cu destul de multe localități arondate. Da, cu extinderea de apă potabilă suntem aproape de finalul proiectului. Urmează să îi dăm drumul la încă un proiect foarte mare pentru apă, canal, pentru extinderea pe încă câteva sate. Celelalte sate care, să zicem, nu au alte surse de apă potabilă sau, mă rog, apă menajeră din bazine făcute în satele de munte, unde cetățenii se alimentează cu o apă potabilă, pot să zic chiar potabilă, adică o apă de izvor care până la urmă noi considerăm că este o apă potabilă, pentru că cei care sunt crescuți la țară bea apă de izvor mai mult. Așa au crescut. Așa am fost obișnuit să bem apă de izvor. Acum noi ne dorim să le oferim o apă cât mai calitativă și să fie o apă tratată, să fie în condițiile cerute de lege. Deci, practic, în viitorul, că vorbim de un an, 2-3, în mai toate localitățile vor exista aceste utilități, să le spunem. Vor fi gaz, apă, canalizare, iluminat public, mă gândesc că aici ați reușit să puneți totul la public, punct, sau mai aveți? Mai avem încă, am terminat un proiect, acum suntem în faza de a-l deconta, acest proiect de lămpi economice pe LED. Noi ne dorim, pentru că Comuna Vața de Jos are peste 1200 de lămpi și proiectul a fost de 450 de lămpi, am schimbat 450 de lămpi, urmează ca în această vară să mai depunem încă un proiect pentru încă vreo 400 și ceva de lămpi pentru a schimba și le-a oferit cetățenilor o lumină cât mai bună, să zic, pe timp de noapte, să știți că și noi... Și o factură cât mai puțin costisitoare, cât mai mică, nu? Da. Noi să știți că cât a fost criza, noi n-am redus și n-am stins lumina niciodată. Adică la lucru noi care s-a întâmplat în alte comune. Da, în alte localități s-a întâmplat, la noi nu. La noi a funcționat noapte de noapte, toată noaptea, adică nu am întrerupt iluminatul public pe timp de noapte. E bine că ați găsit soluții și variante până la urmă pentru acest lucru și pentru confortul oamenilor în primul rând, pentru că sunt convinsă că sunt mulți care pleacă destul de dimineață la serviciu sau la școală, dacă e să ne referim la copii, și atunci confortul lor este firesc să fie unul cât mai potrivit. Dacă vorbim de educație, ne referim și la... până la urmă la investiții făcute în școli, la investiții făcute în dotarea școlilor, și mediul rural cumva a început să fie așa destul de problematic din acest punct de vedere, pentru că în unele zone nu mai sunt atât de mulți copii, multe școli s-au comasat în urmă cu câțiva ani, unele dintre ele au dispărut complet. În Comuna Vața de Jos ați reușit să țineți așa pe linie de plutire școala? Da, școala din centru am reușit să o ținem pe o linie de plutire. Din păcate a trebuit să închidem câteva școli din satele aparținătoare, pentru că nu au fost suficienți elevi pentru a menține activitatea în aceste școli, dar am suplimentat, avem 3 microbuze școlare care îi aduc pe copii la centru de comună, pentru că tot ați pomenit de școală, suntem cu un proiect pe AFM pentru școală. Sperăm să-l putem duce și pe acesta la bun sfârșit. În ce constă acest proiect? Reabilitarea unei clădiri școală cu pompa de căldură, cu totul va fi reabilitat, cu sisteme de încălzire prin partosia. Adică va fi o reabilitare cu un sistem modern de
le creați condițiile exact, optime condiții șelevilor optime. Și dascălilor până la urmă, pentru că petrec bună parte din zi da, acolo. Totodată am fost și prinși în proiectul cu masa sănătoasă la copii și în cel mai scurt timp o să le oferim o masă caldă copiilor de la școala din centru. Peste 250 de copii vor beneficia de... Peste 250? Da. Un număr destul de generos. Da. Noi ne dorim să putem să le oferim o masă caldă, ceea ce eu cred că este foarte important pentru ei să mănânce într-o pauză o masă caldă și o masă sănătoasă. Ne dorim ca oarecum, dacă agenții economici din zonă ar putea să preia acest proiect, pentru că va fi o licitație, vom vedea cine va câștiga, dar noi sperăm să putem să ne dăm o masă, să produsele să vină de la noi din comună pentru această masă caldă pentru copii. Deci nu aveți o cantină unde să poată fi preparate aceste mese, veți apela la o societate care exact. Se ocupă de acest lucru. Care se ocupă de catering, să aducă masă la copii. E foarte important pentru că sunt unii copii care, a căror familii de fapt nu își permit cu siguranță să le ofere foarte mult din acest punct de vedere și astfel poate se mai reduce puțin și din abandonul școlar și nu se va mai face acea diferență între ce mănâncă colegul meu, ce mănânc eu. Da. Se mai rezolvă din aceste probleme, să spunem. Și să sperăm că va fi un proiect cât mai longeviv. Să nu noi fie așa doar... Noi că va fi un proiect longeviv și chiar ne dorim să le putem oferi copiilor o masă caldă, ceea ce eu zic că este foarte important pentru copii. Poate chiar la început, dacă părinții, să zic, poate că nu sunt chiar așa de încântați, dar eu vă spun de că pe termenul... nu știu. Zic, poate, nu știu, dar eu sper că pe termen lung acest proiect își va da eficiența și va fi foarte bine pentru copii. Și dacă mai sprijinim și afacerile locale, cu atât mai bine, cu atât nu? Mai pentru bine, că, uite, bineînțeles. E un circuit până la urmă care ar trebui să funcționeze foarte bine. Da, ar fi ideal pentru noi să le putem oferi o masă din comună și să putem să le oferim chiar produsele din comună Vața de Jos, pentru că vă dați seama că ar fi niște produse mai sănătoase decât cele cumpărate din un supermarket. Cu siguranță. Și ca să completăm așa acei piloni de care spuneam eu puțin mai devreme, și sănătatea joacă un rol extrem de important. Sunt în continuare destul de multe comunități din județul Hunedoara care nu beneficiază nici măcar de un medic de familie. Sunt probleme care trenează de câțiva ani. Probabil că și interesul unor medici a scăzut atunci când vine vorba despre mediul rural. În ceea ce vă privește, ați reușit să faceți investiții și din acest punct de vedere și să aveți și un medic de familie aici în comună? Noi avem doi medici de familie în comuna Vața de Jos. Alții n-au niciunul, dumneavoastră aveți doi. Da, noi avem un dispensar care funcționează de câțiva ani buni, a fost dat în folosință de vreo 15 ani, dar a fost o clădire construită de nouă și are toate condițiile pentru a-și desfășura activitatea acolo și eu cred că cetățenii sunt oarecum destul de mulțumiți de aceste cabinete la țară, să zic așa. Oarecum ne dorim ca în cel mai scurt timp să putem să aducem și un echipaj smurt și un echipaj de jandarmi care să fie permanent acolo pentru a asigura liniștea cetățenilor. Și ordinea publică, și cu atât mai mult cu cât acum aveți această stațiune care funcționează și cel mai probabil în perioada de vară sunt foarte mulți turiști și foarte mulți hunedoreni, pentru că din câte știu sunt mulți cei de aici din județul Hunedoara care își petrec. Da, stațiunea funcționează, să știți, și la ora actuală are destul de mulți turiști, mai ales pe weekend sunt foarte mulți turiști care vin la Vața și își petrec weekendul acolo. Sunt diferite firme care își organizează la Vața de Jos câteva cursuri și
vin la Vața de Jos, ceea ce este foarte important pentru noi să avem cât mai mulți turiști la Vața de Jos. Vă axați cumva mai mult de când s-a redeschis stațiunea pe partea aceasta de turism în comună? Credeți că e cumva salvarea economică a zonei, a județului, poate turismul? Eu am zis-o de câțiva ani de zile, pentru că eu consider că județul Hunedoara și noi ca și comună, salvarea noastră va fi din turism, pentru că alte activități eu nu prea văd. Adică sunt activități conexe, ce sunt, dar activități foarte mici. Dar turismul pentru noi este cea mai importantă ramură pe care o văd eu, pentru că vă dați seama, noi ne bucurăm că avem deschise și puncte gastronomice locale, ceea ce înseamnă pentru noi mai mulți turiști. Avem festivalul Taragotului la Vața de Jos, care este unic și care cu sprijinul Consiliului Județean îl facem în fiecare an. Pe această cale doresc să-i mulțumesc președintelui Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor, pentru că de fiecare dată ne-a sprijinit pentru a duce mai departe tradiția cu festivalul Taragotului la Vața de Jos, pentru că, după cum bine știți, avem la Vața de Jos și pe tezaurul uman viu Pera Bulls. Noi ne dorim să putem continua acest festival cât mai mult și ne dorim să aducem cât mai mulți turiști la Vața. Până la urmă, e păcat să nu fructificați ceea ce aveți aici pe raza comunei și știu că discutam la un moment dat și cu cei de la Consiliul Județean Hunedoara și îmi spuneau că și drumul care leagă comuna Vața de Jos, județul Hunedoara de Arad, va fi reabilitat și astfel putem cumva bifa încă un obiectiv. Da, tocmai de câteva zile s-a semnat acest proiect cu drumul regelui. Pentru noi este foarte important acest drum și cred că pentru județul Hunedoara este un drum foarte important, pentru că aduce o însemnătate deosebită, pentru că toată lumea când aude drumul regelui, da, ce a făcut regele? A venit de la Săbăcini la Băilavața. Asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Și ne dorim ca turiștii care vin la Săvârșin să viziteze castelul regelui sau castelul de la Săvârșin să poată să vină la Vața mai departe, să viziteze comuna Vața de Jos, să viziteze stațiunea, să stea cât mai mult în Vața de Jos, pentru că asta este important, să aducem turiștii să stea la Vața de Jos, nu doar să ne viziteze, să treacă pe la Vața. Și eu cred că este un drum foarte important pentru noi ca și comunitate. Și nu doar pentru noi, și pentru turismul din zona noastră. Un drum care, iată, prinde contură așa încet, încet. Dacă în anii trecuți nici nu ne mai așteptam să se întâmple ceva aici, acum iată că da, totodată Consiliul Județean are cel mai mare rol în acest proiect și domnul președinte a fost un promotor a acestui drum de câțiva ani de zile. Noi l-am început, dânsul ne-a sprijinit și sperăm că și cei de la Consiliul Județean Arad să își facă treaba și să putem începe cât mai... Să vă întâlniți la mijloc. Exact, cumva, exact. Până la urmă contează foarte mult, pentru că noi pe acest traseu mai avem și locul de naștere părintelui Arsenie Boca. Ce este la Vața de Sus. Vața de Sus în Cătunul Bujoara. Uh-huh. Dar este foarte important pentru noi acest lucru și cred că drumul regelui este un obiectiv important pentru noi ca și comunitate. Această locuință în care a crescut părintele Arsenie Boca este în grija primăriei, este în continuare o locuință privată, puteți să interveniți acolo, poate să-l puneți și mai mult în valoare. Care este situația? Este pentru că, să nu uităm, în județul Hunedoara, cei mai mulți turiști ajung la Prislop, acolo unde este mormântul părintelui Arsenie Boca, și de ce nu am face cumva să ajungă și mai mulți sau toți acești oameni care ajung aici la Prislop să vină și la Vața, să viziteze casa în care a crescut. Da, casa este o proprietate privată. Uh-huh. Din păcate, noi ca și o autoritate locală nu prea putem să facem foarte multe în privința asta, pentru că deși acolo s-a ridicat și este un schit și este locuit
de către două micuțe care își duc traiul acolo destul de aspru, să zic așa, pentru că în perioada de iarnă foarte greu, adică nu poate să urce decât dacă ninge decât pe jos. Noi ne dorim, sau eu îmi doresc să pot să le ajut cât mai mult și în cel mai scurt timp să se poată construi un schit acolo pentru ca turiștii să vină să viteze acest loc, să zic așa, mirific din comuna noastră. Locul unde a crescut și unde a cuplărit Arsenie Boca până la urmă. Este un obiectiv important pentru noi. Ca și comunitate, este un brand până la urmă a comunei Vața de Jos. Și este păcat să nu îl fructificați. Stațiunea Vața de Jos, cred că poate că e mai important locul de naștere a părintelui Arsenie Boca. Deci vă gândiți și aici să faceți anumite investiții în viitorul apropiat, să spunem, da, pentru noi ne dorim să și să faceți cunoscut mai bine acest loc. Ne dorim să sprijinim schitul de acolo și ne dorim să avem cât mai mulți turiști care să vină să viziteze aceste locuri. Nu putem să vă lăsăm să plecați, bineînțeles, până nu discutăm puțin și despre politică, până nu discutăm puțin și despre campania ce o să urmeze și campaniile electorale, de fapt, pentru că anul acesta este unul destul de agitat din acest punct de vedere. Recent ați luat o decizie radicală, am putea spune, aceea de a trece de la Partidul Național Liberal la Partidul Social Democrat. Nu ați fost primul și nici ultimul primar liberal care a luat această decizie în județul Hunedoara. Mai sunt și alți colegi de-ai dumneavoastră sau foști colegi de-ai dumneavoastră care acum sunt din nou colegi, doar că într-un alt partid. Întrebarea firească, probabil, pe care ați primit-o și din partea oamenilor, a cetățenilor, a prietenilor dumneavoastră, de ce ați luat această decizie? Ce v-a determinat să faceți acest pas? Da, nu a fost o decizie simplă, pentru că eu am făcut foarte mult parte dintr-un partid și mi-am fost foarte greu ca să pot să schimb, dar până la urmă cred că această decizie am luat-o pentru a face ceva pentru cetățenii comunei Vața de Jos. Pentru că este important să poți să faci ceva pe oamenii, interesează mai puțin de la ce partid ești sau de unde ești politic. Păi interesează ce se întâmplă. Totodată, pe această cale doresc să-i mulțumesc președintelui Consiliului Județean care, iată, după o perioadă scurtă de timp, deja au intrat în reabilitare trotuarele din centrul comunei Vața de Jos și centrul comunei Vața de Jos, care aparține de Consiliul Județean, pentru că noi nu ne permiteam, să zic, să facem o asemenea investiție. Și totodată era Consiliul Județean, deci treaba era a lor, dar pentru noi este foarte important ca centrul comunei să arate cât mai bine, pentru că asta este cartea noastră de vizită. Acolo vin turiștii, acolo vin oamenii care vin la Vața de Jos, vin în centrul comunei. Și cred că decizia aceasta am luat-o pentru a face ceva mai mult pentru comuna Vața de Jos. Nu că nu am făcut și până acum, dar eu am considerat că acesta este cel mai bun lucru și eu consider că ziua de astăzi politica nu mai are o doctrină, are doar așa, stânga, dreapta, dar toate sunt împreună, de fapt. Până la urmă, vedeți, și alegerile astea europarlamentare o să mergem împreună cu Partidul Național. PSD, PNL. Da, adică eu consideram că era mai bine dacă se mergea poate că cu liste sau cu primarii comuni, pentru că oarecum sunt foarte multe. Deci credeți că și la locale ar fi fost mai bine să fie liste comune? Eu consider că da, nu mai era o luptă politică. Vă dați seama că noi suntem de fapt într-o alianță, dar de fapt suntem separați și oarecum cei de la București se înțeleg și merg împreună și noi ne certăm pentru ce? Ne certăm așa, oarecum eu nu văd rostul acestor certuri și nu prea vreau să intru în prea multe detalii. Asta a fost decizia mea și eu sper ca cetățenii să înțeleagă acest lucru.
vor vedea pe parcursul timpului că decizia mea, eu cred că a fost cea bună. Schimbă cu ceva această trecere de la PNL la PSD viziunea, omul Liviu Lință? Nu, viziunea mea va fi aceeași. Nu mă schimbă cu nimica. Eu consider că dacă faci parte dintr-un alt partid politic, este același lucru ca și m-am spus, pentru cetățeni contează ceea ce faci pentru ei, nu neapărat pentru că ești dintr-o parte sau dintr-alta. În ceea ce privește alegerile locale, primarii, aici putem vorbi de o zonă atipică, pentru că cetățenii, sau pentru cetățeni contează, cum spuneați, omul, mai puțin partidul din care face parte, sau poate pentru prea puțini contează și partidul din care face parte omul respectiv. Spuneați puțin mai devreme că acum e posibil să puteți face mai multe pentru comunitate. Să nu uităm că și în PNL ați avut și sunt în continuare și parlamentari care ar fi putut să vă sprijine în anumite proiecte, poate să vă ofere chiar și sfaturi, de ce nu, sau să vă mai deschidă uși la București, să spunem, în ceea ce privește poate anumite proiecte. Nu ați simțit acest sprijin din partea lor? Probabil că au fost preocupați cu alte comune, să zic așa, și nu vreau să comentez. V-a simțit dat la o parte din acest punct de vedere? Nu că m-am simțit, că nu pot să zic că nu m-au sprijinit, cel puțin prefectul, nu pot să spun că nu m-a sprijinit, dar oarecum așteptam mai mult, pentru că nu suntem o comună simplă, să zic, vaza de jos, nu se poate compara cu multe comune din județul Hunedoara, adică nu pentru că eu asta sunt din comună. Asta va spune orice primar din județul Hunedoara. Da, eu consider că Vața este un reper și este altceva, adică este o mândrie a țării Zarandului până la urmă, comuna Vața de Jos, pentru că are stațiunea, asta e cel mai important și eu consider că trebuia mult mai mult oarecum băgat în seamă de către cei de la centru, să zic așa. Lucru care, să înțeleg, nu l-ați prea simțit ultimii oarecum ani. În ultimii ani și în ultimele luni de zile n-am prea simțit lucrul acesta și chiar dacă mi-am spus părerea în ședințele pe care le-am avut, oarecum n-am prea fost așa bine agreat, să zic, pentru că am spus lucruri pe nume, dar eu sunt un tip care nu vreau să mă ascund după deget, nici să vreau să spun lucruri pe nume și nu vreau să mă ascund. Poate greșesc și eu îmi asum și merg mai departe, pentru că nu le putem ști pe toate, nu putem să știm chiar neapărat dacă luăm o decizie bună sau nu. Putem să și greșim, dar eu consider că trebuia să avem mai mult sprijin poate, de la București, da. Poate că lucrurile se vor schimba acum, dacă, iată, sunteți de partea socială democraților. A început deja să se simtă bătălia electorală în comuna Vața de Jos? Au început poate viitorii contracandidați ai dumneavoastră să scoată armele, între ghilimele spus, bineînțeles? Da, acum contează, eu zic că contează ceea ce faci pentru oameni, mai puțin campania electorală, pentru că eu nu, ce să le spun la cetățeni, acum mă duc să le spun că fac, am făcut și fac în continuare, eu nu pot să mă duc să le spun că vedeți că vă fac acum asfaltez tot sau o să fac tot ce îmi stă în putință pentru comuna Vața de Jos. Aici, la Deva, pentru că nu tot timpul putem să facem ceea ce vrem, sau sunt lucruri care nu le putem face așa cum ne dorim, deși am vrea să le facem toate, eu îmi doresc să fac totul, adică eu sunt un tip care nu prea am răbdare așa, adică vreau să fac totul de la bun început și repede și bine și dar... Păi și ce vă împiedică? Păi nu mă împiedică, dar știți cum e, în politică și în administrație nu le poți face pe toate cum vrei, dacă aș avea un buget de 10 ori mai mare, probabil că ar zbâni totul, dar trebuie să ne limităm și la anumite sume din bugetul local și pentru mine contează cel mai mult ceea ce facem să fie făcut așa cum trebuie să fie făcut legal, pentru că legea nu ne permite să facem, deși îmi doresc să fac mai multe, nu, legea nu ne permite să facem chiar ceea ce ne dorim, pentru că și asta e important, eu nu pot să-i pun pe angajați
să facă ceea ce nu este, ceea ce nu este legal. Pentru mine este foarte important ca cel de pe compartimentul respectiv să spună, da, este în regulă, putem să facem. Asta chiar dacă sunt... durează mai mult implementarea unor proiecte, probabil. Da, chiar dacă durează mai mult sau chiar dacă câteodată putem să facem sau nu putem să facem unele lucruri. Deci vă așteptați la ce fel de campanie în Comuna Vața de Jos? Una liniștită, una cu atacuri? Nu mă aștept la o campanie electorală liniștită, pentru că sunt unii care vor să vină să arunce cu tot felul de noroi noi că n-am făcut sau nu facem. Poate sunt lucruri care nu le-am făcut, dar eu mi-aș fi dorit să le putem face, dar și noi suntem niște oameni, suntem o echipă care putem să facem. Nu tot timpul ne-am lucrat cel mai mult și am făcut cu oamenii din primărie și cu tirajele primăriei. Pentru că dacă urmăream să facem investițiile cu firme private, păi nu ne ajungeau banii pentru foarte puțin din ceea ce facem noi. Ați încercat să vă gospodăriți cu ceea ce aveți. Bineînțeles, ceea ce avem, da. Ceea ce avem la îndemână, eu încerc cât de mult să pot să fac mai multe investiții și poate chiar câteodată negociez foarte mult, pentru că sunt unii care vin și spun, dar de ce primare negociezi așa cu noi? Ce e a tău? Nu, e a meu, dar e a comune. Eu negociez orice, pentru că așa am fost învățat. Eu provin dintr-un mediu privat și mi se pare normal să pot să negociez orice. Da, dacă pot negocia, orice negociez. Adică, dacă îmi rămân niște bani, pot să-i folosesc în altă parte, ceea ce contează pentru administrație. Ce vă doriți cel mai mult în viitor pentru Comuna Vața de Jos? Să pot să duc la bun sfârșit proiectele care le am, să pot să fac noi investiții, să pot să îi ajut cât mai mult pe cetățeni, pentru că va veni o perioadă nu tocmai ușoară pentru cetățenii comunei și pentru, nu doar pentru ei, pentru toți, pentru că suntem oarecum prinși la mijloc cu tabulările, cu cetățenii, poate că nu realizează ceea ce înseamnă pentru ei cadastru, dar să știți că în cel mai scurt timp cei care nu vor avea un cadastru și care nu vor avea întabulat terenul nu vor mai lua subvenții de la APIA. Și deși oamenii nu realizează acest lucru, eu cred că acest lucru va fi cel mai important, pentru că, cum bine știți, Comuna Vața de Jos este prinsă și în proiectul cu tabularea sistematică și va fi o perioadă dificilă pentru noi, pentru că sunt foarte multe probleme. Oamenii nu conștientizează acest fapt, vor conștientiza mai târziu și eu îmi doresc să îi pot ajuta cât mai mult să înțeleagă că eu vreau să fac ceva pentru ei. Sunt probleme din acest punct de vedere? Probleme sunt peste tot în, cu acest cadastru sistematic, pentru că vă dați seama că fiecare cetățean are probleme, nu toți și-au întabulat terenurile, sunt foarte mulți care așteaptă și cred că noi putem să le facem tot. Noi, dacă cetățenii nu merg și nu își apără dreptul și nu își cer ceea ce au, noi nu putem să le... Nu putem să-i reprezentați. Noi nu putem să-i reprezentăm. Bineînțeles, da. În următorii ani... Mai e puțin timp până da, în următorii ani va fi destul de dificil pentru... Eu așa consider că va fi destul de dificil pentru cetățeni, pentru că eu sper să conștientizeze faptul că vor trebui să se lupte pentru pământul pe care l-au. Deci, în principiu, vă doriți să continuați proiectele pe care le aveți, să veniți și cu altele noi. Probabil aveți deja la sertar unele dintre aceste proiecte, da. Deși am avut și anul trecut și anul acesta un tren foarte important, sau mai multe trenuri, de fapt, pe care unii primari le-au prins, alții nu, în ceea ce privește proiectele și pe fonduri europene, dar și pe fonduri guvernamentale. Și mai spuneau unii dintre primari că în următorii 4 ani va fi puțin mai liniște din acest punct de vedere al depunerii de proiecte și se va lucra mai mult pe ceea ce s-a depus până acum. Cei care au depus, bineînțeles. Da, va fi o perioadă
grea, să zic, pentru că proiectele acestea nu sunt simple. Proiectele care le-am depus în urmă cu un an, doi, își vor vedea efectul peste câțiva ani de zile. Adică poate că unii cetățeni se întreabă oare ce ați făcut, dar ei nu conștientizează faptul că noi ne-am străduit și am încercat să depunem cât mai multe proiecte pentru ei și beneficiile astea le vor vedea peste câțiva ani de zile, pentru că și gazul, trebuie să fim foarte realiști, generația de astăzi, oamenilor în vârstă, nu conștientizează ceea ce înseamnă gazul pentru ei. Vor conștientiza poate cei care vin sau li se va părea normal că au gaz la poartă, că au apă, că au canal. Pentru ei li se va părea normal peste câțiva ani de zile, dar cetățenii care sunt astăzi poate cred, da, ce îmi trebuie mie, că eu am apă în fântână. Da, dar generațiile se schimbă. Se schimbă și legile cu ceea ce privește sobele și până la urmă va trebui să fim în rând cu lumea și eu cred că cei care vor veni și deja au venit în Comuna Vață de Jos, cetățenii întreabă, vom avea gaz, vom avea apă? Pentru că cei care vin și vor să construiască în Vață de Jos, aia întreabă, am apă, am canal, am gaz. Da, pentru că ei conștientizează că atunci dacă au aceste servicii, sunt ca și la oraș. Adică pentru... Eliberați multe autorizații în ultima perioadă, în ultimii ani, autorizații de construire a unor imobile? Da, reabilitări mai mult și construcții noi, mai puțin, dar sunt foarte mulți cetățeni care vin și întreabă și caută terenuri de vânzare ca să-și construiască o afacere, să-și construiască ceva la Vață de Jos și chiar avem din Cluj o firmă care, o doamnă care și-a construit ceva și vrea să-și construiască. Avem din Arad care au venit și au cumpărat și vor să construiască, pentru că turismul, vă spun, turismul va înflori la Vața. Și cine vede potențialul acum va avea cu siguranță de câștigat în anii bineînțeles, următori. Bineînțeles că potențialul va fi mai mare și oamenii care gândesc pe viitor își vor cumpăra terenul și vor face ceva pentru turism, pentru că eu cred că doar turismul ne va ridica pe noi ca și zonă. Momentan pentru noi nu este un efect, să zic așa, de bani foarte mare pentru turism sau pentru că s-a deschis stațiunea, dar eu văd lucrurile în viitor pentru că este foarte important să vedem lucrurile un pic așa cum se vor întâmpla mai în ansamblu sau mai în viitor pentru că toată lumea întreabă, ai deschis stațiunea, vai ce beneficiai. Nu prea am beneficii, tot acelea sunt beneficiile, poate că mai mult de muncă decât beneficii, dar eu văd lucrurile pe termen lung și cred că pentru că s-a redeschis stațiunea este un lucru foarte important pentru noi. Am ajuns la finalul acestei emisiuni destul de repede, aș spune eu, dar vă mai așteptăm aici, domnule primar, să mai discutăm și mai aducem în atenția oamenilor activitatea pe care o desfășurați aici. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă doresc o după masă frumoasă. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!